A fost odată ca niciodată Marta Bibescu, o emblemă a aristocrației românești. În Europa începutului de secol 20, după cum știți, femeile erau obișnuite să trăiască vieți normale, fără prea mult spectacol. Marta Bibescu a schimbat acest tipar. Viața ei a însemnat cariera ei, care se desfășura între literatură, politică, diplomație și iubiri neîmplinite. A fost fiica lui Ion Lahovari, fost ministru al afacerilor externe și a smarandei Mavrocordat, descendentă din neamul domnitorului moldovean Constantin Mavrocordat. Marta s-a născut în 1889, pe 28 ianuarie. Familiile aristocrate de atunci obișnuiau să-și educe copiii acasă, angajând dascăl și guvernante. Micuța Marta Lahovari s-a bucurat și ea de o astfel de educație împlinită în adolescență cu studii la o mănăstire din Belgia. Dar după o copilărie liniștită și o adolescență păzită de zidurile mănăstirii, viața Martei avea să decoleze foarte abrupt. În 1905, la vârsta de doar 17 ani, ea se căsătorește cu prințul George Valentin Bibescu, care era nepot al domnitorului George Bibescu. După nuntă, întrucât prințul Bibescu îndeplinea diferite misiuni diplomatice, el pleacă împreună cu tânăra sa soție într-o călătorie cu automobilul în Persia. Marta a fost profund impresionată de noile culturi pe care le-a cunoscut și la întoarcerea acasă, ea va scrie cele 8 paradisuri. Această carte reprezenta debutul ei ca scriitoare. Este premiată de Academia franceză și primită în societatea scriitorilor renumiți ai vremii. Tot cam în aceeași perioadă, Marta Bibescu primește de la soțul ei Palatul Mogoșoaia, drept cadou în urma unei tentative de divorț eșuate. Tânăra aristocrată dobândise ceva avere din vânzarea cărților și a moștenirilor familiei, dar ea o cheltuia aproape pe toată pentru restaurarea palatului. Dacă astăzi noi ne putem bucura admirând Palatul Mogoșoaia și grădinile care îl împrejmuiesc, acest lucru se datorează mai ales Martei Bibescu. Era frumoasă, inteligentă, elegantă, avea talent literar și notorietate. Mutându-se la Mogoșoaia, i-a transformat palatul într-un loc foarte important pentru viața politică, socială și artistică a Bucureștiului de început de secol 20. Primul musafir a fost chiar Regina Maria, cu care prințesa Bibescu era bună prietenă. Primește persoane regale, diplomați, oameni politici, artiști, scriitori, savanți și aristocrați. Călătorește în multe țări și musafirii ei sunt întotdeauna dintre cei mai aleși și cu vază. Marta a ajuns una dintre cele mai vestite și prețuite scriitoare. Marta Bibescu nu s-a bucurat de o viață prea liniștită, dar anul 1916 a fost o adevărată încercare. Intrarea României în primul război mondial a zguduit societatea românească din temelii. Toată conducerea statului se retrăsese la Iași. Soțul Martei Bibescu, prințul George Valentin, îndeplinise numeroase misiuni aviatice împotriva armatei germane și din cauza asta, el era căutat de nemți pentru a fi condamnat. Așadar, și el a fost nevoit să plece în capitala Moldovei. Prințesa Marta Bibescu, o adevărată aristocrată, rămâne în Bucureștiul ocupat de germani. Conduce timp de 2 ani spitalul numărul 118, organizat pe propria cheltuială în grajdurile de pe strada Grozovici. Îngrijește de soldații răniți și pe mulți dintre ei îi ajută financiar. În același an, pe 8 decembrie, pe când prințesa era plecată la Posada, Palatul Mogoșoaia este jefuit. Pagubele au fost foarte mari. Mobilierul distrus, picturile arse, vesela furată, iar mica biserică ortodoxă din curtea palatului a fost transformată în grajd. Abia în 1925, după îndelungate eforturi financiare, Marta Bibescu va reuși să redea strălucirea Palatului Mogoșoaia pentru a doua oară, bineînțeles cu banii proveniți tot din vânzarea cărților ei. În ciuda unui val de disperare care cuprindea țara, societatea și artiștii români, Marta Bibescu publică Izvor, Țara Sălciilor, o carte care părea că adună între paginile ei esențe de speranță și încredere în cultura noastră. După ce a lecturat acest volum, Rainer Maria Rilke se întreba cum să nu iubești România după ce ai citit Izvor. Între cele două războaie mondiale, Marta Bibescu publică articole, cărți, organizează întâlniri cu oameni politici din Europa, adică lucrează cu aceeași neobosită determinare. În 1941, aventurierul soț al Martei, George Valentin Bibescu, moare de cancer. Nici nu-și așează bine voalul de doliu că Marta Bibescu pornește în misiuni diplomatice secrete în vederea salvării României din calea amenințării bolșevice. În 1943, merge în capitala Franței, care atunci se afla sub ocupație nazistă, în Veneția și ulterior în Turcia, împreună cu prințul Barbu Știrbei, ca să negocieze retragerea României din al doilea război mondial. După ce țara intră pe mâna sovieticilor, în 1945, Marta Bibescu părăsește definitiv România. Un ultim efort pentru salvarea Palatului Mogoșoaia. Reușește să-l declare monument istoric, astfel ca minunata moștenire brâncovenească să nu devină depozit de cereale. Se stabilește în Franța, unde
unde își continuă activitatea literară. Opera ei numără mai mult de 40 de volume și o sumedenie de articole. Dar lucrarea cea mai spectaculoasă pare a fi jurnalul ei. 65 de volume care povestesc în detaliu despre prima jumătate a secolului 20. Istorie, cultură, viață socială, politică, militară, o adevărată enciclopedie. În 1973, pe 28 noiembrie, prințesa Marta Bibescu moare la Paris în urma unui atac de cor. Va veni vremea când acest popor trecut cu vederea va fi luat în seamă. Din această țară de care nu s-a vorbit, se vor auzi cântece și muzică. Această rasă va renaște și ca față de o minune ne va cuprinde mirarea aflând în sfârșit tot ce a știut din conștiința universală. Aceasta a fost Marta Bibescu, o emblemă a aristocrației românești. Acum e rândul tău. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să o trimiți și prietenilor tăi. Și dacă vrei să descoperi și alte asemenea istorii, abonează-te la canalul nostru. Învață aripile să zboare. Red Nose Society.